Noi acum învățăm despre curățirea desăvârșită a cugetului. Și desăvârșirea aceasta sau curățirea aceasta se poate întâmpla doar prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Și se poate întâmpla doar atunci când noi înțelegem jertfa aceasta. Chiar dacă se vorbește mult despre jertfa Domnului Iisus Hristos, se cântă mult despre jertfa Domnului Iisus Hristos, un număr mic de creștini ajung să înțeleagă jertfa asta. Bun, nimeni nu poate înțelege jertfa asta până la urmă. Dar un număr mic sunt cei care își dau silințele ca să înțeleagă jertfa aceasta a Domnului nostru Iisus Hristos. Și iată, atunci când noi înțelegem, înțelegerea aceasta, ea aduce o transformare nemaipomenită. Există multă învățătură falsă cu privire la sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Iată, în video care o să iasă marța viitoare, tocmai o astfel de învățătură o analizez. Mi-au adresat oamenii întrebarea, pentru că tot mai mult și mai mult se răspândește învățătura asta. O înțelegere foarte greșită despre sângele Domnului Iisus Hristos. Și chiar în video care va ieși marța viitoare, am pus și o secvență la o persoană care spune, explică învățătura asta, o explică de acolo, din câmpul lor, ca să înțelegeți bine. Și apoi după aceea eu fac o analiză. Dar asta o veți vedea atunci. Azi noi vrem să ne dăm silințele, să înțelegem jertfa aceasta a Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru că încă o dată vă zic, înțelegerea va aduce o foarte mare transformare și o foarte mare eliberare în viața oricărui om care o înțelege. Dar înainte ca să intrăm în subiectul ăsta, vom face o scurtă recapitulare la ceea ce am studiat data trecută. Apropo, vreau să vă spun că tare mult apreciez felul frumos cum ați participat data trecută la lecții, pentru că așa lecția noastră este bună, interesantă, ziditoare și pentru noi cei care suntem aici în Zoom, dar și pentru cei care apoi ne vor urmări online, vor urmări înregistrarea. Și de asta vreau încă o dată să vă amintesc, ca să vă încurajez ca să răspundeți la întrebare, ori de câte ori știți răspunsul, dați răspunsul, să avem o discuție interesantă aici. Dar, bineînțeles, vrem să participe cât mai mulți oameni la întrebare. Așa că, dacă ați răspuns odată, dați întâietate la alții, dar dacă nimeni nu răspunde, răspundeți tot voi. Dacă aveți răspunsul bun, este bine așa. Însă eu sper că vom avea o participare frumoasă toți, cu o contribuție frumoasă, că așa studiul nostru devine puternic și ziditor când noi toți contribuim acum cu descoperirile care le-am avut în timpul săptămânii, din tot ce am studiat în Sfintele Scripturi. Așa că, da, și încă vreau să vă rog ca să aveți camera deschisă. Ori de câte ori răspundeți, deschideți înainte de asta camera sau puteți o păstrați camera deschisă. Eu mă simt mai bine când sunt camerele deschise. Dacă voi nu vă simțiți comod, cel puțin atunci când răspundeți, vă rog să deschideți camera. Bine, acum vreau să-mi spuneți, să vă amintiți cele mai importante adevăruri pe care le-am învățat la lecția trecută despre trei lucruri, că la lecția trecută noi am discutat trei lucruri. Am discutat despre chivotul legământului, apoi am discutat despre slujba preoților din Vechiul Testament și am discutat despre ziua ispășirii. Dacă câte o persoană poate să ne vorbească, așa, să ne dai un rezumat de lucrurile care le-am studiat atunci. O persoană să ne spună despre chivot, ce am învățat, alta să ne spună despre slujba preoților din Vechiul Testament și altcineva despre ziua ispășirii. Și după aia intrăm în subiectul nostru. Chivotul legământului în Vechiul Testament arăta prezența lui Dumnezeu. Și chiar și poporul evreu a avut momente când a înțeles greșit ce înseamnă asta, când l-au luat atunci la război și le-a fost furat, le-a fost luat chivotul acesta. Mai era ceva acolo foarte semnificativ, inclusiv legat de ziua ispășirii. Ceva legat și de preot și de... Pe chivotul legământului stătea capacul ispășirii. Da. Și între cei doi îngeri, heruvimi, da. Se prezenta slava lui Dumnezeu în chip de nor. Așa. Și odată pe an, chivotul trebuia să fie stropit cu sânge de către preot, de marele preot, cu sângele țapului pentru ispășirea păcatului, mielului.
Foarte corect. Și așa acolo se făcea ispășirea. De aia se numea chivotul ispășirii, capacul ispășirii. Pentru că acolo pe capacul ăsta se aducea sângele jertfei care se aducea în ziua ispășirii. Sângele ajungea acolo. De altfel, unica jertfă a cărei sânge ajungea până acolo. Celelalte jertfe nu ajungeau în timpul anului, așa? Deci, unica jertfă la care sângele ajungea să fie stropit acolo, pe capacul ispășirii. Bine, despre slujba preoților. Cine își amintește de la lecția trecută și poate să ne facă un rezumat? Aștept ceva special. Lucrurile cele mai importante care le-am studiat, să ne le amintim. Preoții trebuiau neapărat să facă parte din familia lui Aron. Ei trebuiau să aducă jertfe pe altarul de aramă, trebuiau să se spele în baia de aramă ca să se curățească. De asemenea, trebuiau în fiecare zi să schimbe un de lemnul din candele pentru sfeșnicul cu 7 brațe, care era din aur bătut. Și în fiecare sabat trebuiau să schimbe pâinile pentru punerea înaintea Domnului și să le mănânce pe cele care au fost puse înainte. Și premarele preot odată pe an aducea jertfa pentru ispășirea întregului norod. Aducea prima dată pentru el și apoi pentru tot norodul, pentru ispășirea păcatelor. Deci el intra în locul acesta preasfânt și intra cu sângele jertfei și el făcea stropirea pe capacul ispășirii o singură dată în an. Așa, da? Bine, dar despre ziua aceasta a ispășirii, cine poate să ne spună cele mai importante lucruri care trebuie să le rețină fiecare din noi? Fiecare creștin trebuie să țină minte lucrurile astea. Ziua ispășirii era o zi din an în care marele preot aducea jertfe de ispășire pentru popor ca să se curățească de păcate. Și dar vedem că această zi din an, deși era o zi de curățire, nu era acest tip de închinare nu aducea pe oameni la desăvârșirea cerutului de cugetul lor, nu îi spăla de păcate, și doar jertfa Domnului Iisus Hristos nu poate spăla de păcate. Foarte bine zis, Ionela. Și altfel, dacă ar fi funcționat ziua aceea ispășirii, jertfa din ziua aceea ispășirii, tot ce se făcea atunci, nu mai era nevoie de o altă jertfă. S-ar fi făcut odată și nu mai era nevoie de alta. Dar iată, nu aducea o curățire desăvârșită de păcat. Bine. La lecția noastră de astăzi, noi ne vom concentra asupra capitolilor 9 și 10 din Epistola către Evrei. Și în mod deosebit pe noi ne interesează ceea ce învățăm despre jertfe. Dar nu numai despre jertfe. De aia eu vreau să vă rog să pregătiți fiecare câte un tabel. Să desenați un tabel acolo la voi, în manual. Găsiți o foaie goală în manual, poate chiar aici la lecția voastră. Și pe foaia respectivă faceți un tabel din 3 coloniți. În prima coloniță o vom intitula jertfele. Noi vom vorbi despre jertfe. Și în capitolul 9 și 10 este un mare contrast. Se vorbește despre două tipuri de jertfe. Voi le-ați văzut deja, da? Tot absolut ce învățăm despre jertfe vom pune aici. În al doua coloniță vom scrie ce aflăm despre legăminte, pentru că în capitolele acestea două sunt menționate două legăminte. Noul legământ și vechiul legământ, care mai este numit și legea. Atunci vom scrie aici tot ceea ce învățăm despre aceste legăminte. După aceea vom scrie într-a treia coloniță ce învățăm despre sfințire. Titlul lecției noastre este Cum te sfințește jertfa lui Iisus Hristos. Cum te sfințește jertfa lui Iisus Hristos este titlul lecției și vreau ca să fiți atenți. Noi vom completa toate aceste tabele pe parcursul discuției noastre, dar după aceea vrem să tragem concluzii din tot ce vom vedea și să răspundem la întrebarea Cum te sfințește jertfa lui Iisus Hristos? Punem toate aceste concluzii împreună. Bun. Hai atunci să începem. Eu pun întrebările, noi discutăm întrebarea pe care o pun eu și voi în timp ce noi discutăm, ori de câte ori aflați ceva care vi se pare interesant, vi se pare ceva care trebuie reținut, notați în tabelul vostru. Bine, să începem.
De ce este nevoie de jertfă în general? De unde e conceptul ăsta de jertfă? De ce el este nevoie? De ce este nevoie să fie aduse jertfe? Nu ar fi posibil ca religia să fie fără jertfe. Mai ales, uitați, aproape toate religiile lumii, ele au jertfe. Jertfe. Jertfa este un element foarte important a religiei. De ce este nevoie de jertfă? Ați găsit răspunsul aici, cumva? În capitolele acestea două? În versetul 22. Și fără vărsare de sânge nu există iertare. Adică era o lege lăsată de Dumnezeu, că prin jertfi se făcea ispășirea păcatelor. Așa. Deci tocmai din pricina păcatelor. Și acum uitați-vă, în lume sunt atâtea jertfi, atâta păgânism, dar elementul acesta a jertfei este în fiecare religie. Nu există religie în care să nu fie elementul jertfei. Tocmai asta este o dovadă că toți, absolut toate popoarele, toți sunt foarte conștienți de păcat. Păcatul ne-a afectat pe toți și conștiința omenească nu percepe altfel decât că trebuie să existe jertfă. Nu poate fi rezolvată problema păcatului decât cu jertfă. Și iată aici cuvântul lui Dumnezeu ne spune, fără vărsare de sânge nu există iertare de păcate. Toți oamenii sunt păcătoși, toți au păcătuit, toți sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și fără vărsare de sânge, vărsare de sânge înseamnă jertfă, nu? Aia înseamnă. Deci fără vărsare de sânge și fiți foarte atenți, și anume jertfă care are sânge, care varsă sânge. Deci fără vărsare de sânge, fără o jertfă care, prin care este vărsat sângele, nu există iertare de păcate. Acum, care era rostul jertfelor din Vechiul Testament? Ați găsit răspunsul la întrebarea aceasta? Care era rostul lor, rolul lor? În ce constau jertfele acestea? Ce rol aveau ele? Ele înnoiau aducerea minte a păcatelor din an în an și spune că făceau curățarea trupului. În jertfă erau aduse animale diferite și păsări. Nu puteau curăța cugetul, dar făceau curățarea trupului. Așa, pentru că dacă îți pare că nu pot curăța cugetul, înseamnă că nu rezolvă problema păcatului care este în mintea noastră. Că de aici se trag toate celelalte păcate. Mintea noastră e afectată de păcat și o minte afectată de păcat, o minte păcătoasă, nu poate produce altceva decât păcat. Deci problema trebuie rezolvată la rădăcină. Jertfele acestea, ele problema la rădăcină nu o rezolvau. Și atunci, bine o zis Irina, jertfele astea nu făceau altceva decât ele înnoiau aducerea asta a minte, adică îi păstrau pe oameni foarte conștienți despre faptul că problema păcatului nu e rezolvată, problema păcatului trebuie rezolvată și păcatul rămâne în mintea lor, păcatul nu a fost rezolvat și cere rezolvare de plină. Un alt rol ar fi că erau umbre pentru bunurile viitoare, pentru jertfa Domnului Iisus, deci trebuiau să înțeleagă când a venit jertfa Domnului Iisus că poți erau prin... Foarte bine, foarte bine, Irina. Poți să ne spui și versetul unde ai văzut asta? Unde spune că sunt umbra bunurilor viitoare. În 10:1. Da, 10:1. Da, umbra bunurilor viitoare. Nu înfățișarea adevărată a lucrurilor. Da, da. Dar tot, era un rol al lor, pentru că... Un rol foarte important. Deci dacă umbra lucrurilor viitoare, înseamnă că jertfele acestea prea umbreau ce anume? Jertfa Domnului Iisus. Jertfa Domnului Iisus Hristos, care este jertfa desăvârșită. Acum, în lecții, am avut să studiem Numeri 19. Ce ați învățat acolo despre cenușa acelei vaci? O jertfă specială era acolo, care este menționată în Evrei. În Evrei e menționată cenușa asta. Ce-i cu jertfa asta? Copiii lui Israel trebuiau să aducă o vacă roșie fără vreun cusur trupiesc, care să nu fie pusă la jug, și preotul trebuia să o scoată afară, să ia din sângele vacii și să stropească de 7 ori înaintea cortului și apoi vaca să fie arsă. Iar
carnea, pielea, sângele, deci toate acestea să fie arse împreună cu lemn de cedru, isop și cărmâz. Și cenușa aceasta era folosită pentru ca să facă curățire. Dacă cineva se atingea de vreun mort, el trebuia să fie, cum era, necurat 7 zile și cu apa aceasta care se amesteca, da, cenușa vacei, ea era păstrată pentru poporul lui Israel ca să facă o apă de curățire și cel care se atingea de un mort trebuia să se curățe, da, prima și a 7-a zi și era curat. Foarte bine. Dar de ce a fost menționată jertfa asta în evrei? Cu ce ocazie a fost menționată jertfa asta cu cenușa vacii? Spune că dacă jertfele de atunci și cenușa unei vaci făceau sfințirea și curățarea trupului, cu atât mai mult jertfa Domnului Iisus ne curăță cugetul. Pentru că ei făceau curățarea asta după, a fost și cazul specific, după război sau după ce se atingeau de mort și se considerau deja curați, sfinți și puteau intra în cetate mai departe. Ca o comparație. Da. Adică Domnului Iisus mult mai desăvârșit ne curăță cugetul. Și tocmai că autorul epistolei către evrei a dorit să arate că jertfele celea, ele nu puteau curăți cugetul. Și arată că jertfa asta i-a curățat trupul, dar aia tot nu rezolva. Problema păcatului este în cuget. În moment ce problema e rezolvată în cuget, ea, tot restul se rezolvă. Cugetul e rădăcina, de acolo izvoresc toate izvodirile minții. Ele scot toate lucrurile care ne afectează pe noi, afectează pe alții, păcatul de acolo izvorește. Și iată, nu putea jertfa aceasta a vacii, toate jertfele cele cenușa a vacii, nu puteau curăți, nu puteau ajunge la curățirea cugetului. De ce a fost nevoie atunci de jertfa Domnului nostru Iisus Hristos? Gândiți-vă la limitările cele a jertfei din Vechiul Testament, care se aduceau după lege. Și apoi, de ce a fost nevoie de jertfa Domnului nostru Iisus Hristos? Potrivit cu Evrei 10:3, spune că jertfele acestea este cu neputință, dacă ce este cu neputință ca sângele taurilor și al țapilor să șteargă păcatele. Mm-hmm. Potrivit cu versetul 3, ele doar aduceau aminte de păcatele acestea din an în an. Adică ele aminteau, dar nu ne ajutau să fim curățiți. Nu ne curățeau mintea, nu ne curățeau sufletul. Corect. Și atunci, prin ce este diferită jertfa Domnului Iisus de toate acele jertfe? Ea a fost adusă odată pentru totdeauna. O singură dată și gata. Fiind adusă o singură dată pentru totdeauna, nu-i nevoie să fie repetată jertfa Domnului Iisus. Gata. Ea o singură dată a fost adusă atunci la Golgota. Da? Altceva? Spune că vechiul legământ, pentru că nu putea să-i aducă la desăvârșire pe cei ce se apropiau, vine jertfa Domnului Iisus ca să-i aducă pe oameni la desăvârșirea cerută de cugetul lor. Mm-hmm. Mai este încă un moment când jertfa Domnului Iisus ne împacă cu Dumnezeu. Ne împacă cu Dumnezeu. O jertfă de împăcare. Exact. Până la jertfa Domnului Iisus aveam nevoie de oamenii aveau nevoie de mijlocirea preoților pentru a putea primi iertare de la Dumnezeu. Oamenii de rând nu puteau avea intrare la Dumnezeu direct, dar prin Domnul Iisus, prin jertfa Lui, s-a deschis calea pentru ca oamenii să ajungă. Este un lucru deosebit de important ce ați spus acum, soră Rodica. Asta e un lucru deosebit. De jertfele cele nu dădeau acces la Dumnezeu. Un singur om, vă amintiți? Un singur om intra tremurând și un pas greșit, o mișcare greșită, lovit pe loc cu moartea. Vă dați seama ce însemna pentru omul acela, ce riscă și asuma omul care intra o singură dată în an. Nu mai putea intra nimeni acolo. Deci nu puteau avea acces la Dumnezeu. De altfel, asta e următoarea întrebare. Ce ați învățat când ați comparat Evrei 9 cu Isaia capitolul 6? Că am avut în lecții și Isaia capitolul 6, de la versetul 1 până la 8. Ce ați învățat din comparația asta? Trebuie să le comparăm. Acum noi suntem împuterniciți să slujim lui Dumnezeu. Asta, dar vă amintiți ce a fost acolo la Isaia?
Și de asemenea zice aici că nelegiuirea noastră este îndepărtată și păcatul ispășit. Isaia a văzut acolo prezența lui Dumnezeu și el s-a speriat că zicea că a văzut pe Dumnezeu și un om cu buzele necurate trăiește în mijlocul unui popor așa și se temea că va muri. Uh-huh. Și atunci cu cărbunile i s-au atins buzele și spune că nelegiuirea ți-a fost îndepărtată și păcatul i-a spășit și apoi îl întreabă cine va merge pentru noi și el spune poate să meargă. Și tot așa în evrei ne spune că noi putem intra în prezența lui Dumnezeu, ne putem curăța cugetul ca să putem sluji Dumnezeului celui viu. Exact cum da. A fost cu Isaia. Foarte corect. Și nu poți intra acolo dacă nu ești curățit, dacă nu ți este ștearsă nelegiuirea, dacă nu ești curățit de plin, fără o curățire de săvârșire, nu poți avea acces. Ați văzut ce groază a fost pe Isaia. Isaia, când și-a dat seama ce vede, el a înțeles, a zis, mor, eu gata, mor. El era conștient cine este el, că el este afectat de păcat, eu mor. Acum, în cazul lui, s-a spus, cu, cum a zis acolo, cu cărbune aprins sau ce-a fost, tu ai fost curățit, că el era o misiune specială la care trebuia el să meargă. Și tot, el a fost unicul, special, unicul, nimeni altul nu se mai bucura de privilegiul ăsta. Acum, privilegiul acesta, accesul acesta liber la Dumnezeu, îl avem toți acei care am crezut în jertfa Domnului nostru Iisus Hristos și am primit jertfa asta în viața noastră. Am crezut, lăsăm jertfa asta să funcționeze în viața noastră. Deci noi avem accesul ăsta liber la Dumnezeu. Nu mai gândiți-vă ce înseamnă asta. Mă gândesc, pur și simplu, uneori la niște probleme, fleacuri de nimic pe noi, așa de tare ne cuprind, stăm apăsați de fleacuri de nimic. Dar noi avem așa un mare privilegiu la Dumnezeu, la Împăratul Împăraților, Domnul Domnilor, noi avem acces liber. Da. Ce ați învățat despre lege din Evrei 10? Și asta puteți scrie în colonița aceea, a doua, care am despre legăminte, că despre legăminte vom discuta acum. Nu prea mult. Frate Vasile, dar poate să adăugăm despre Evrei 9, despre lege, că era acolo întrebarea de ce a fost necesară jertfa Domnului Iisus și tot legat de lege, a fost necesar încă dintr-un motiv ca să răscumpere poporul evreu de sub abaterile făcute sub vechiul legământ. Din cauza abaterilor vechiul legământ, blestemele care le aducea vechiul legământ nu le permitea lor să moștenească veșnica moștenire. Dar prin noul legământ Dumnezeu îi răscumpără ca ei să poată moșteni. Mm-hmm. Îi răscumpără din abaterile acestea. Foarte bine, foarte bine. Da. Cineva mai vrea să ne mai adauge ceva despre ce am învățat despre lege, din Evrei, capitolul 10. Legea, adică chiar din primul verset, ce a spus și Irina mai înainte, că legea era umbra lucrurilor viitoare, legea Vechiului Testament, Vechiului Legământ. Ea arăta la legământul care îl vor încheia în sângele Domnului Iisus. Și toate jertfele, tot ce se făcea în Vechiul Legământ, s-a împlinit sau prin sângele Domnului Iisus. Eu mi-amintesc ce frumos tu, Nicolae, la lecția trecută ai prezentat cum fiecare element din cort arăta spre Domnul nostru Iisus Hristos și ai numit fiecare element la ce anume arăta. Foarte frumos ai făcut asta. Iată, asta era lege. Legea era un îndrumător, un indicator spre a bunurilor viitoare. Mm-hmm. Încă vă mai amintiți ceva sau v-a atras atenția ceva despre lege? În capitolul 10. În versetul 7 vedem că în lege era scris despre Domnul Iisus. În lege era scris despre Domnul Iisus Hristos. Legea indica continuu la Domnul Iisus Hristos. Acum, de ce a fost nevoie să scrie autorul în capitolul ăsta 10 atâta despre lege? De ce a fost nevoie autorul cărții Evrei? Amintiți-vă când am făcut privirea de ansamblu. Evreii se întorceau la lege, credeau, ei care știau ce poate oferi Domnul Iisus în nou legământ, își căutau înapoi sfințirea la toate practicile vechiului legământ, despre care autorul insistă prin diferite sinonime. Ele nu te pot aduce la desăvârșirea pe care o cere cugetul tău. Mm-hmm. Deci era o ispită periculoasă la destinatarea acestei epistole, că ei vroiau să se întoarcă înapoi la legile cele. Observați ceva și în zilele noastre? Noi nu suntem dintre evrei, noi suntem dintre neamuri, dar observați ceva similar în zilele noastre? Vi se întâmplă să observați ceva similar?
Da, de exemplu, eu am avut așa discuții când s-a spus că mântuirea prin Domnul Iisus, dar desăvârșirea prin împlinirea legii. Adică eu mă desăvârșesc prin faptul că împlinesc legea. Deci aici de acum se primește că Domnul Iisus parcă nu are atribuții, dar mai departe, adică legea, nașterea din nou prin Domnul Iisus. Dar tocmai exact inversul am văzut noi în capitolul ăsta, sau nu? Spune că legea era, a fost cu neputință. A fost cu neputință ca lucrurile care se aduceau după lege să aducă desăvârșirea cerută de cugetul nostru. Apropo, ce înseamnă cuvântul ăsta cu neputință? Că ați avut acolo definiția din limba greacă. Cum se traduce cuvântul ăsta cu neputință? Slab, slab, neputincios, slab. Slab, neputincios, lipsit de putere, fără abilitate. Nu are abilitate de a face asta. Deci nu avea. Și atunci cum poate să ne spună cineva că am fost mântuiți? Da, cum ai zis că ți-au zis? Pe mine mă întreb, da? Da. Cum a zis persoana aceea? Așa, că adică mântuirea, nașterea din nou prin Domnul Iisus, dar desăvârșirea mai departe prin lege. Deci mai departe lucrează legea în viață. Exact. Deci cu siguranță persoana asta pe departe nu înțelege și nu cunoaște Sfintele Scripturi dacă vorbește așa. Și este o învățătură extrem de periculoasă. Pentru că vrea să ne ia de la lucrurile reale, de la lucrurile adevărate, să ne întoarcă înapoi la niște umbre care nu fac sens. De fapt, chestia asta parcă face Dumnezeu, fiindcă în Scriptură noi vedem cum mai Domnul Iisus poate să împlinească legea. Și noi parcă ne luăm așa, ne asumăm așa niște angajamente care noi nu putem să le împlinim. Numai Domnul Iisus poate să împlinească legea. El este sfârșit. Atunci, ce înseamnă sfințit și sfințire? Că iată, gata, în capitolul ăsta se vorbește despre sfințire. Frate Vasile, cer scuze, dar nu numai că nu putem, dar el nu-i nevoie să împlinit, că aici se vorbește specific despre momente de închinare, despre care au spus că au fost date până la o vreme de îndreptare. Nu mai sunt nevoie cu privire la mâncare, cu privire la jertfe, nu sunt necesare. Foarte corect. Foarte corect, Irina. Și care e vremea asta de îndreptare, Irina? Nou legământ. Jertfa Domnului Iisus Hristos. Exact. Când a fost adusă jertfa Domnului nostru Iisus Hristos, gata, și-au pierdut valoarea, sensul. Nu mai fac sens de acum. Nu mai fac sens. Toate legile, toate poruncile care au fost ele și-au îndeplinit rolul lor. Rolul lor a fost să ne conducă până la Hristos. Ne-a condus până la Hristos, gata. Ele și-au îndeplinit rolul. Nu mai trebuiesc. Nu mai sunt necesare. Da, foarte corect. Bun. Ce ați înțeles din lecție? Ce înseamnă sfințit și sfințire? Ați avut acolo și definiția cuvintelor și ce înseamnă? Și după definiția aceea cuvintelor, dar și din ceea ce ați văzut în textele astea, Evrei 9, 10, ce înseamnă asta? Dați o definiție. Ce înseamnă sfințit? Ce înseamnă sfințire? Potrivit cu ceea ce ați văzut aici. Mă scuzați, frate Vasile, asta e colonița a treia? Sau... Da, în colonița a treia scrie. Bine, mulțumesc. Nu știu dacă am înțeles foarte bine, dar cumva m-am înțeles că să te sfințești înseamnă să te separi de lume, da, după ce mai întâi ai intrat într-o părtășie cu Dumnezeu. Așa. Nu se poate să ai părtășie și cu lumea și faptele lumii și cu Dumnezeu în același timp. Foarte corect. Deci cuvântul ăsta, sfințire, numai decât el implică o separare, așa? Numai decât implică o separare de lucrurile profane, de lucrurile care sunt contrare consacrării lui Dumnezeu. Cuvântul sfințire înseamnă consacrare pentru Dumnezeu și separare de lucrurile care te încurcă să fii consacrat. Ele nu-ți permit să fii consacrat. Dacă faci lucrurile celea și vrei să fii sfințit, nu poți. Deci sfințirea înseamnă, în primul rând, consacrare și apoi separare de lucrurile celea. Și mă separ de lucrurile celea numai pentru că vreau să fiu consacrat lui Dumnezeu. Asta e. Consacrarea e permanentă și separarea permanentă. Exact, nu se poate o zi cu Dumnezeu, restul cu lumea sau pentru că mai circulă așa vorbe cu las pocăința la o parte 5 minute și ți-arăt eu ție. Da. Nu se poate. Nu. Odată consacrat, nu mai poți să lași la o parte. Sau n-ar mai trebui să poți. Foarte corect. Și sfințirea asta, în contextul la tot ce am văzut noi, în Evrei 9 și 10. Ea a fost inițiată de Domnul Iisus Hristos, da, dar este și responsabilitatea noastră ca să ne păstrăm sfinți. Mm-hmm.
Și doar intrând în legământ prin Domnul Iisus putem să avem parte de sfințire. Așa, deci numai prin intrarea în nou legământ. Când intrăm în nou legământ, atunci are loc sfințirea aceasta noastră. Consacrarea noastră pentru Dumnezeu, intrând în nou legământ, prin însăși intrarea în nou legământ, noi ne consacrăm pentru Dumnezeu. Prin intrarea aceasta în nou legământ, ne-am separat de orice este contrar legământului. Orice vine în contradicție cu legământul ăsta, noi nu mai putem face, noi gata, suntem separați. Și tot așa, ne-am separat și de orice ce practici care vin sunt contrare legământul. Inclusiv dacă oamenii ăștia vreau să întoarcă înapoi la legea Vechiului Testament și așa mai departe, asta merg împreună cu sfințirea? Nu, ele sunt contrare. Vezi că unii oameni, ei vor să o facă sfințirea mai sfântă decât o pus-o Dumnezeu, să-i facă niște cerințe mai grozave. Dar nu, orice ai vrut să mai adaugi, să faci mai, îți pare ție că o să fii mai bun, asta nu face altceva decât face mai rău. Da, ce au scos în evidență timpurile acelea? Că ați avut verbul a sfinți, l-ați avut acolo la trei feluri cum a fost el folosit. Vă amintiți? La pagina 95. Și acolo, iată, la Evrei 10 cu 10, apoi 10 cu 14, verbul este folosit. Sfințiți, perfect, pasiv, participiu, apoi perfect, activ, indicativ. Cine poate să ne spună astea? Când spune la 10 cu 10, da. Prin această voie am fost sfințiți noi, prin jertfirea trupului Domnului Iisus, timpul este perfect, pasiv, participiu și asta arată că, participiu arată că e terminat în trecut acțiunea. Așa. Și pasiv, că cineva face acțiunea, nu tu o faci, asupra ta cineva face acțiunea. Și efectele se văd în prezent. Perfect. Înseamnă că efectele se văd în prezent. A fost o acțiune cândva terminată. Foarte important. Vă rog să fiți foarte atenți la asta. Deci noi, prin această voie, am fost sfințiți noi. Prin care voie am fost sfințiți noi? Aici spune și anume prin jertfirea trupului lui Iisus Hristos odată prin pe Dumnezeu. Exact. Deci prin jertfirea trupului lui Iisus Hristos, noi am fost sfințiți. Așa a fost posibilă sfințirea noastră. Ea s-a făcut în trecut și ea se răsfrânge pentru totdeauna. Deci noi suntem sfinți. Așa am devenit sfinți. Interesant că pentru mulți oameni cuvântul sfânt în contextul nostru ortodox și în România și în Republica Moldova, sfânt care a fost canonizat sau cineva, da? Așa este sfânt. Potrivit cu versetul ăsta, cine este un sfânt? Cel care este sfințit prin jertfa Domnului Iisus. Exact. Deci dacă o persoană a primit jertfa Domnului nostru Iisus Hristos, a crezut în jertfa aceasta, atunci a fost sfințit și sfințirea aceasta s-a întâmplat în trecut. Sfințirea aceasta, de acum, ea se răsfrânge pentru totdeauna. Este un om sfânt. Dar la 10 cu 14, perfect, activ, indicativ. Acolo acțiunea s-a răsfrânt asupra omului, nu? Dar aici este activ, perfect, activ, indicativ. Ce înseamnă asta la Evrei 10 cu 14? Poți să ne spui, Irina, sau oricine altcineva? Aici, tot așa, efectele se văd în prezent, dar nu este pasiv, adică subiectul face acțiunea. Numai că nu am găsit ce înseamnă indicativ. Indicativ este o afirmație, ceva. O afirmație, aia înseamnă. Și aici un fapt. Indicativ înseamnă un fapt, ceea ce se întâmplă, da. Și aici spune că Dumnezeu, prin jertfa Lui, ne-a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. Mm-hmm. Când spune sfințiți, asta înseamnă deja noi facem acțiunea. Mm-hmm. Pe cei ce sunt sfințiți. Noi sau Dumnezeu face aici? Vedeți aici încât de... Și apoi sfințit este iar în versetul 14. Este de două ori. Aici și, da, în ambele subiectul face acțiunea. Mm-hmm. Noi. Dar în 14 are în vedere a doua oară o acțiune continuă. Din ce ai văzut a doua oară? Acolo unde e prezent, da? Da, prezentul arată o acțiune continuă. Mm-hmm. Bun. Și acum, dacă le punem toate astea împreună, care sunt adevărurile care le transmit aceste versete 10 și 14 despre sfințire? Ce învățăm despre sfințire? Le punem toate împreună.
Eu pot să explic cum înțeleg eu, dacă... Da. Foarte bine, Irina, explică. Poate cineva mai completează. Mm-hmm. Eu așa înțeleg că atunci când a avut loc jertfirea Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu atunci a pus deoparte pe cei care cred în jertfa Lui, pe cei care vor crede, inclusiv deoparte pentru El, cum spune la Efeseni că ne-a chemat în planul Lui. Da. Ne-a sfințit, ne-a pus deoparte pentru El. Dar omul atunci când crede, el și intră într-un proces de sfințire și prin asta se explică timpul aici la prezent, că implică o acțiune continuă pe care Dumnezeu ne ajută să o facem datorită jertfii Domnului Iisus. Așa. Noi intrăm. Da, termină. Intrăm în acest proces de sfințire. Foarte corect. Și sfințirea asta înseamnă, am zis, două elemente importante. Separare de ceva pentru a te consacra lui Dumnezeu. Deci atunci am fost consacrați lui Dumnezeu și noi ne consacrăm lui Dumnezeu. Am fost separați de lume și noi ne separăm. Noi ne separăm de orice este contrar consacrării noastre. Orice lucru care vine în contradicție cu consacrarea asta, noi de lucrurile acestea ne separăm. Și mi-a plăcut acum, duminică, când eram în sacramentul, am fost la o biserică penticostală română, Biserica Maranata. Și mi-a plăcut un frate care îndemna la rugăciune, a zis un cuvânt interesant. El a citit locul ăsta, voi sunteți țarea pământului, și așa, a menționat un lucru care eu mi l-am și notat la mine în jurnalul meu, mi l-am scris. El zice, sarea are o capacitate interesantă, zice, sarea se dezolvă, dar nu se descompune. Când oriunde, orice mediu n-ar fi, sarea se dezolvă, ea dă gust, sarea, mâncări, apă, ce-o fie acolo. Dar sarea nu se descompune, zice. De exemplu, dacă apa aceea o evapori, înapoi rămâne sarea acolo, după ce s-a evaporat, rămâne sarea, ea nu se descompune. Și el a accentuat un gând, noi suntem sarea pământului. Că noi tot așa, noi trăim într-o lume plină de păcate, plină de ispite, plină de... Însă chemarea noastră este ca noi să rămânem consacrați lui Dumnezeu și separați. Pentru că noi am fost consacrați lui Dumnezeu, noi am fost separați de lume, de aceea noi să rămânem consacrați, să ne separăm de orice vine împotriva învățăturii Domnului nostru Iisus Hristos, împotriva noului legământ. Noi de toate lucrurile astea rămânem separați. Bine, dar ați avut aici în lecții și cuvântul ispășire, la pagina 96. 96. Ce ați învățat despre cuvântul acesta ispășire? Că prin jertfa aceasta Domnului nostru Iisus Hristos s-a făcut ispășirea de plină, desăvârșită. Ce ați învățat despre cuvântul ăsta ispășire? Că înseamnă a face împăcare între două părți, nu? Între omul care a păcătuit și Dumnezeu împotriva căruia am păcătuit. Mm-hmm. Și cel care a făcut împăcarea este Domnul Iisus. Da. Am avut este două ceva, da? Tot la definiție, este ceva care satisface dreptatea lui Dumnezeu, prin care se obține îndepărtarea păcatelor noastre și facem pace între noi și Dumnezeu. Mm-hmm. Și ispășirea s-a întâmplat acolo pe capacul ispășirii? Pe capacul de la chivotul ispășirii. S-a întâmplat ispășirea adevărată? Din tot ce am văzut până aici? Nu. Nu. Tot ce se întâmpla acolo era o aducere a mintei, o păstrare a aducerea mintei că trebuie să se întâmple ispășirea adevărată. Și atunci adevărata ispășire, care cugetă, curăță cugetul, care face, așa rezolvă problema, că curăță cugetul. Adevărata ispășire a făcut-o doar sângele Domnului nostru Iisus Hristos, doar jertfa Lui. Ce ați învățat din 1 Ioan? Ați avut aici două texte, capitolul 2, versetele 1 și 2, și apoi 4 și 10, și apoi capitolul Romani 3 cu 25. Ce ați învățat din toate textele acestea despre ispășire? Iisus este jertfa de ispășire pentru păcatele lumii? Și inițiativa de ispășire vine din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos. Da. Acolo la Ioan, 1 Ioan, capitolul 2, versetele 1 și 2. Ce ne spune acolo? Cui vorbește asta? Vorbește unor oameni care nu
au crezut încă în jertfa asta, n-au intrat în nou legământ sau vorbești unor oameni care deja sunt în nou legământ? Care sunt în legământ? Așa, și ce le spune la oamenii ăștia care sunt în nou legământ? Sunt cu Domnul Iisus deja în nou legământ? Dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Deci asta trebuie să o știm noi, ca și copii al lui Dumnezeu. Deci vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, Iisus Hristos, cel neprihănit. El este jertfă de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Deci asta înseamnă că problema păcatului nostru s-a rezolvat doar atunci și dacă s-a întâmplat, a intervenit ceva, nu mai poate fi rezolvat, sau poate fi rezolvat. Poate fi rezolvat. Atunci când Domnul Iisus mijlocește pentru noi, dar noi trebuie să știm, să ne pocăim, să... Da. Iată, mie des se întâmplă să întâlnesc oameni, foarte des discut cu oameni care au, intrat în nou legământ cu Domnul Iisus, dar care din neveghere au lăsat să mântră un păcat în viața lor sau poate l-au săvârșit sau poate... De exemplu, acum când discut cu voi, mi-am amintit despre o soră, o femeie creștină, care ea a căzut într-un păcat o singură dată. Și peste ani de zile ea vine și ea e foarte apăsat și ea nu are liniștea, nu are convingerea că ea este iertată, nu are convingerea că ea este mântuită și a pierdut siguranța mântuirii, este apăsată, este... De ce se întâmplă asta, potrivit cu tot ceea ce vedem noi? De ce se întâmplă asta? De ce ar fi așa? În sens, de ce femeia asta ea rămâne cu vina asta așa tare apăsată? Din necunoașterea Scripturii, promisiunilor? Da. Necunoașterea Scripturilor, necredință, da? Pentru că cunoașterea Scripturilor ar trebui să aducă o eliberare desăvârșită. Ar trebui, iată aici, spune copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Adică cuvintele astea nu sunt ca să ne încurajeze să păcătuim. Hai, păcătuim că o să fie totul iertat. Nu, nu. Încă chiar îmi amintesc, după ce am citit locul ăsta din Scriptură, femeii respective, m-am rugat cu ea ca să poată să capete pace, să meargă înainte cu pace prin viață de acum. Nu poți rămâne apăsat așa. Unii oameni ieșesc din minți că ei pentru păcate săvârșite care și nu le mai săvârșesc, dar sub vina păcatelor ei sunt așa de tare apăsați că nu mai pot ieși de acolo. Și atunci încă mi-amintesc că după ce mi-au spus și o mărturisit tot, am întrebat-o, crezi că ai mai putea vreodată să mai comiți așa ceva? Nu, urăsc! Deodată urăsc ceea ce s-a întâmplat. Niciodată! O singură dată am făcut, niciodată n-am mai făcut și nu mai pot să mai fac vreodată așa ceva. Eu sunt rănită din nu mai pot. Dar n-am liniște, n-am pace în inimă, nu pot căpăta liniște. Deci nu putea să-i vină liniște. Iată aici spune, copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Deci să nu vă fiți cumva, să luați ușor că pot păcătui și... Nu, dar zice, dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor. Iisus Hristos, cel neprihănit, El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Și nu pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Și, cu un verset mai înainte, vă amintiți ce a spus? În capitolul 1, versetul 9, zice, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățe de orice nelegiuire. Asta o face jertfa asta, așa funcționează jertfa asta. De ce v-am spus? Că atunci când oamenii nu înțeleg puterea acestei jertfe, ei rămân să trăiască într-o apăsare, vină, cu viața distrusă, sau nu îndrăznesc nimic să facă. E să simte pătat, murdar și omul niciodată nu vrea nimic să facă. Ar dori să implice și el în lucrul Domnului, ar dori și el să slujească cu darurile duhovnicești care are, dar nu face nimic pentru că se simte apăsat, murdar. Și nu mai poate vreodată fi restabilită.
Jertfa Domnului Iisus Hristos este o jertfă de săvârșit care ne scoate și de aici. Nu mai rămâi pentru totdeauna acolo. Ieși. Dumnezeu te vrea să trăiești pentru El, să-ți trăiești viața frumos înainte. S-a rezolvat problema ca să nu mai rămâi acolo, să nu mai trăiești acolo totdeauna. De la Romani. Un singur verset, dacă mai spuneți cineva și apoi... Aici, la Romani, sunt mai multe adevăruri în versetul 25. Mai întâi că Domnul Iisus a fost rânduit de Dumnezeu ca să fie jertfa despășirii, apoi noi suntem curățiți prin credință în sângele Domnului Iisus. Dumnezeu și-a arătat neprihănirea prin faptul că a trecut cu vedere păcatele noastre și l-a trimis pe Domnul Iisus. Așa, cam astea. Mhm. Foarte bine. Foarte bine ai văzut. Vreau să aud concluziile voastre. Vorbind despre aceea că noi ne sfințim prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Jertfa Domnului Iisus Hristos și sfințirea noastră. Ce concluzii v-ați făcut din această lecție? Jertfa Domnului Iisus este suficientă ca noi să fim socotiți sfinți. Nu mai este nevoie din partea noastră să aducem noi alte jertfe. Da. Jertfa Domnului Iisus ne curăță cugetul de faptele moarte și noi putem să slujim Dumnezeului celui viu. Foarte corect. Dumnezeu a fost Cel care a inițiat apropierea noastră de El, împăcarea noastră cu El. El a plănuit-o și toți oamenii au nevoie de jertfa Domnului Iisus pentru a se putea împăca cu Dumnezeu. Da. Jertfa Domnului Iisus a fost suficientă odată pentru totdeauna. Foarte corect. Deci nu mai este nevoie să fie adus o altă jertfă. O singură dată a fost adusă pentru totdeauna. Și jertfa Domnului Iisus este unică. Nu este alternativă. Nu există altceva. Dacă cineva zice că își alege o altă alternativă. Tot așa cum când e vorba de celelalte lucruri, noi avem alternative. Poți face așa, poți face așa, poți merge la București cu autobusul, poți să mergi cu microbusul, poți să mergi cu avionul, poți să mergi cu trenul, dar când e vorba despre rezolvarea păcatului nostru, nu există alternative. Există numai o singură opțiune, asta e singura, numai jertfa Domnului Iisus, nu există altă. Dacă cineva vrea prin alte opțiuni, totul este fals, toate celelalte sunt false. Da. Mai sunt concluzii despre sfințirea noastră. Aș vrea să aud despre sfințire, ceea ce am discutat. Concluziile care vi le-ați făcut. Sfințirea implică o separare de lucrurile care mă încurc și mă apropie de Dumnezeu. Uh-huh. Doar prin intrarea noului legământ putem fi separați de lume și de păcat și să ne consacrăm lui Dumnezeu. Așa. Și așa trebuie să rămânem totdeauna, consacrați pentru Dumnezeu, separați de lume. Și dacă s-a întâmplat un păcat, s-a întâmplat un accident, s-a întâmplat un păcat în viața cuiva, poate din viața cuiva care acum și-a spus, rămânem sub apăsarea asta, rămânem totdeauna și rămânem acolo ca niște înfrânți, niște ratați, trăim pentru restul vieții ca niște ratați? Ne mărturisim ca Domnul Iisus Hristos. Deci ne mărturisim și îl lăsăm și trăim frumos mai departe. Jertfa Domnului Iisus este suficientă și are putere, are suficientă putere ca să ne curățe, să ne sfințească și să mergem sfinți de acum înainte, să ne trăim viața frumos. Chiar dacă cineva s-ar putea întâmpla să spună că nu mai ești de nicio valoare, mai vedeți, multe lucruri se întâmplă când tu singur ți-ai pus cruce pe tine, cruce în sens rău, că nu mai ești bun de nimic, nu mai faci nimic, că ai avut o descalificare, ai avut ceva, oricare nu fi fost. Vino la Domnul Iisus. Da, s-ar putea întâmpla anumite poziții să nu le mai poți avea anumite poziții, anumite roluri care le-a avut, dar asta nu înseamnă că tu ești cum se de... resemnezi total.
suntem sfințiți prin jertfa Domnului Iisus, dar trebuie să ne păstrăm sfinți și să ne păstrăm dedicați Domnului Iisus. El ne dă putere să luptăm împotriva tuturor ispiturilor sau oricărui alt lucru care ne-ar putea întina. Așa. Ar fi o altă concluzie ca să ne ferim de oricine vrea să ne abate de la jertfa asta Domnului Iisus Hristos? Și-ar încerca să se întoarcă la lucruri, nu știu, la lege, la lucrurile legii, care în ultima vreme ele devin la modă. Devin la modă lucrurile acestea ale legii. Îmi pare că v-am mai spus odată că am fost la o conferință, cu lideri din lumea arabă, din lumea musulmană. Și a ieșit un pastor cunoscut, un pastor vestit din Ierusalim. Evreu. Și când a ieșit, a început deodată cu o mustrare tare la toți. Ce vă apucați, zice? De ce faceți din țara noastră Dumnezeu? De ce faceți din țara noastră idol, din orașul nostru idol? De ce faceți asta, zice? Domnul Iisus Hristos, nou legământ, am intrat în nou legământ. De ce vă întoarceți la toate astea? Ce se întâmplă? Veniți toți în țară, parcă ați uitat despre Domnul Iisus. Faceți și așa au rămas cutremurați toți. Dar el primul a arătat argumente așa. Rămânem la Domnul Iisus, zici, la Domnul Iisus, îl căutăm pe Domnul Iisus, cu El suntem. Și urmăm legământul Lui, învățătura Lui minunată, nu ne luăm cu fleacuri și cu... Iată, așa să ne ajute Dumnezeu, să stăm tari pe învățătura asta, să nu ne luăm. Chiar așa apar, știi, vezi, iese unul, altul, a treia, cu fel de fel de lucruri care atrag privirile la cineva. Deci să rămânem în învățătura frumoasă a Domnului nostru Iisus Hristos și în învățătura Lui curată. Bun, întrebări. Nu avem întrebări. Iertare, frate Vasile, sunt în stradă, da. Și nu pot deschide camera. Da, și dacă se aude zgomot. Vroiam doar o concretizare. S-a spus în seara asta de mai multe ori să ne separăm de lume. De lume, da. Să are în vedere de persoane, de oameni, sau să ne separăm de acțiunile, de lucrurile care se petrec în lume. Așa, să ne ferim de lucrurile care se întâmplă în lume. De lucrurile, da. Rele, care sunt păcătoase, de practicile păcătoase, de... Uneori implică și o separare de anumite lume sau de anumite persoane. Implică și asta uneori, da? Da. Dar nu înseamnă, deci nu devenim psihastre și nu asta. Nu, noi suntem... Sarea, da, pentru Domnul Iisus, când se roagă pentru Doamne, nu te rog să iai din lume, dar să-i păzești în lume. Așa, foarte corect ați înțeles, Așa. Vă mulțumesc mult, o seară bună. Cu bucurie. Cu bucurie. Bine, atunci haideți să vă pun și niște întrebări la aplicare. Mergem la aplicare. Cum a lucrat și lucrează jertfa Domnului Iisus în viața ta? Sau ce efect a avut și are jertfa Domnului Iisus Hristos în viața ta? Dar, cum v-am zis și data trecută, să nu dați un răspuns superficial. Să vă gândiți bine. Tare mult vă îndemn dimineața, când vă sculați, să aveți un jurnal și în jurnalul celălalt să vă gândiți, să vă puneți răspunsul. Asta o să vă ajute bine. Dacă ați scris întrebările, mâine dimineață, când vă sculați, meditați la întrebările astea. Căutați să fiți cât se poate de specifici. Deci, ce efect are jertfa Domnului Iisus în viața ta? A avut și are. A doua întrebare, ai anumite domenii sau laturi, aspecte ale vieții pe care nu le pot supune jertfii Domnului Iisus, nu știu cum să zic. Nu vrei tu să le dai, să le lași, ele te împiedică, devin niște pedici, ele sunt niște pedici care opresc să funcționeze jertva asta în viața ta. Să-ți curățe cugetul, cum am văzut, să ai un cuget curat, liber. Ceva care nu permiți. Te ții tare, te ții cu mâinile de ceva, cu mintea te ții de ceva, cu sufletul te-ai prins de ceva și nu dai drum.
cum poți, a treia întrebare este cum poți aplica adevărurile pe care le-ai învățat astăzi la lecție? Cum le poți aplica ca să obții biruința asupra la obstacolele astea care sunt în viața ta? Nu știu, poate fi o persoană, poate fi o practică, poate nu știu ce, nu știu, o dependență, nu știu ce poate să. Am văzut creștini care ei lasă, treptat lasă să între anumite lucruri în viața lor și apoi pe urmă nu mai pot învinge lucrurile, nu pot rezista la lucrurile cele, o lăsați să între ele. Noi trăim într-o lume foarte murdară, fel de fel, numai ce nu auzim, da? Deci le-a lăsat, a intrat și acum nu se poate dezlipi de ele. Și din pricina asta trăiești cu vinovății, apăsat, nici de cum nu-i bucură. Vine duminica la biserică, dă zeciuiala, mai aparte, slujești, mai face ce poate, dacă trebuie, merge și el cu mașină, ia acasă la gazd, face, dar bucurii nu are de la asta. Asta parcă așa încearcă să împaci conștiința, care, da, pentru că conștiința o poate curăți numai jertfa asta, când dai voie de plin să lucreze Dumnezeu. Ultima întrebare este cum va fi viața ta dacă vei lăsa să lucreze jertfa, vei lăsa să lucreze de plin jertfa asta Domnului Iisus în viața ta. Adică așa cum am învățat despre sfințirea, ce înseamnă că de anumite lucruri trebuie să te renunți, să mă separ, anumite lucruri care ai hotărât, gata, mă separ. Să mă consacru pentru Dumnezeu, să fiu consacrat, nu pe jumătate, nu 20%, consacrat de plin lui Dumnezeu. Cum va fi viața ta? Iată, azi m-am întâlnit cu un om mare. Nu-i credincios. Și la un anumit moment el mi-a spus: așa-s de invidios pe tine, deci, în sens bun. Eu, zici, uite, am stat cu tine acum o leagă, am venit foarte tulburat, aveam de astea și eu plec de aici cu așa o liniște, dar tu ai liniște asta în tine, stă liniște asta, totdeauna, tu ai bucuria asta în tine, ea este în tine totdeauna, zici. Eu vreau și eu asta, vreau și eu așa ceva. Odată mergeam pe avion și m-am întâlnit cu un politician mare. Colegii mei de facultate au fost politicieni mari în țară, prim-ministri, ministri. Și iată m-am întâlnit cu o colegă care era într-o poziție foarte înaltă, stat. Când am intrat, ea deja era în avion, acolo la business class. Eu m-am dus și m-am așezat pe scaunul meu, numai eu decolat avionul, ea a venit la scaunul meu, că toată lumea s-a uitat mirată, înțeleg eu, persoana demnitarul și l-a de stat așa înalt, a venit la scaunul meu și tot zborul a stat la scaunul meu, nu s-a mai întors. Și exact, demnitarul cel a de stat, tot așa mi-a spus. Deci, iată, tu ai pace, liniște, iată, eu nu am. Zice, și ceea ce faci are o foarte mare valoare. Nu ca mine, zice. E un demnitar de stat mare, el nu vede valoare în ceea ce ai. El, ceva nu pot căpăta pacea asta pe care ne-o dă nou. Dar tot secretul aici este jertfa Domnului Iisus. Înțelegeți sau nu? Jertfa asta Domnului Iisus, i-au făcut schimbarea. Că noi de la noi ce avem noi? Ce putem noi să avem asta? Nu avem noi. Jertfa asta Domnului Iisus a făcut așa o schimbare mare. Hai gândiți-vă bine la întrebările astea și acolo unde Duhul lui Dumnezeu vă îndeamnă să faceți anumite schimbări. Poate anumite lucruri trebuie să mărturisite. Nu le mai lăsa atâta, nu mai duce atâta povara asta. Gata, mărturisește-le lucrurile cele. Vezi, fiecare păcătos gândește numai el e păcătos. Așa păcătos ca el, nu... Gata, mărturisește-le să le rezolvi. Să le rezolvi odată, să mergi liniștit,
să mergi cu pace, cu liniște, dacă este așa, nu știu, Duhul Sfânt o să-ți vorbească, îți arată. Sau dacă totul este bine, foarte bine și nu ai, slavă Domnului, slăvit să fie Dumnezeu. Cred că la cei mai mulți ar trebui să fie foarte bine, cu pace, cu liniște și cu bucurie în inimă. Mulțumește lui Dumnezeu pentru asta, dar du informația asta la toți, spune-o la toți. Spune, folosește orice ocazie, inclusiv lecția noastră. Lecția asta după aceea distribuie așa în mesaje personale și spune-le, ascultă-te, rog, cu atenție. Invitați-i pe oameni la studiu. Totdeauna invitați-i pe oameni să vină la studiu. Să vină în grupele voastre, chiar dacă ultima, am trecut de jumătatea cursului. Nu contează, și la ultima lecție invitați-i pe oameni. Vor încheia ultima lecție, vor intra în nou curs, totdeauna invitați-i pe oameni la lecție. Iată așa, scumpilor. Lecția următoare, la lecția următoare vom învăța despre accesul nostru în locul preasfânt. Noi azi am vorbit, țin despre asta, dar lecția următoare este dedicată acestui subiect. Despre intrarea noastră, aflarea noastră în prezența lui Dumnezeu. Noi avem un foarte mare privilegiu și prea puțin ne dăm seama de privilegiul ăsta. Așa că studiați cu multă atenție lecția acasă, căutați să înțelegeți în ce constă privilegiul ăsta nostru, ce înseamnă, care sunt implicațiile faptului că noi avem acces liber la Dumnezeu. Totdeauna gândiți-vă la asta. Dumnezeu să vă ajute ca nimeni să nu facă lecția mecanic. Dar să vă gândiți foarte bine la tot cuvântul ăsta care îl studiem, el să fie viu, să-i dați voi Duhului Sfânt să vă explice toate adevărurile acestea, așa că viața să ne fie plină de bucurie și Dumnezeu să vă dea multă îndrăzneală, să fiți plini de Duhul Sfânt și să le vorbiți la toți oamenii despre Domnul nostru Iisus Hristos.